Unui șeic din Dubai i-a căzut cu tronc o cântăreață de la noi. Lorena vă povestește în premieră aventura pe care a trăit-o pe când se plimba într-un mall luxos din Emirate. Oferta a fost de nerefuzat, iar răspunsul artistei unul special. Ce se întâmplă, ce se întâmplă? Uite, așa se îmbracă arăboaicele. Mi-am găsit șeicul. Lorena este vrăjită de un șeic bogat. Cântăreața plecase cu gânduri pașnice de vacanță în Dubai, dar a dat peste un tânăr care s-a îndrăgostit pe loc de ea. Chiar perfect nu a fost șeicul, pentru că... Dar cum te-a abordat? Simplu, cum a abordat și prima nevastă și a doua nevastă. Și tu erai? Eram a treia nevastă. Totul s-a întâmplat într-un vestit mall din Dubai. Fermecat de frumusețea Lorenei, pe loc i-a făcut oferta de nerefuzat. Am trecut și pe la patina și acum se continuăm shopping. Mi-a zis în engleză, bineînțeles, îi trimit lui taică-to 5 cămile, 10 cămile, câte vrea, numai să rămâi în Dubai aici, să fii soția mea. Nu se poate, pentru că eu trebuie să fiu pe primul loc, trebuie să fiu regina, trebuie să fiu cea mai importantă. Ori ești prima nevastă, ori plec în România. Și uite așa a dat peste șeicul bogat și amorezat de ea. Iată cum o simplă călătorie în Emirate se putea transforma într-o petrecere de nuntă. Chiar dacă timpul a fost scurt, doar o săptămână, Lorena n-a ratat niciun loc din Dubai. Cele mai înalte clădiri, cele mai frumoase, cele mai răsucite clădiri, pentru că cele mai ciudate, în formă de biscuite, Burj Khalifa. Bărbații își aduc soțiile la plajă. Uite așa cum mă vedeți pe mine, stați cum eram la plajă. Am fost în vacanță, bineînțeles, dar printre picături am filmat și un videoclip. Nu te juca, nu te juca cu mine, eu te iubesc, eu te iubești bine. Bine, nu te juca, nu te juca cu ea. Cum a înțeles, cum a auzit melodia, a zis, îți dau cămilele, rămâi în Dubai. Tu nimic. Nu, am zis, merg, mă așteaptă fanii mei în România, mă așteaptă publicul meu. Nu te juca cu ea.